Când vor uita de tine toți, când vei simți că nu mai poți. Oh, oh, oh. Scuzați-mă, dragilor, bine v-am regăsit la un nou vlog. Am foarte multe chestii noi să vă spun. Mă duc imediat, mă schimb, vin aici în fața dumneavoastră, tocmai ce m-am tuns eu astăzi un pic. Sper că vă place cum arată noua mea frizură. M-am pregătit pentru meci oficial de diseară de la ora 10. Sper să-mi fiți alături. Nu uitați de un like, un subscribe. Gravastică treaba. Un like, un subscribe, da? Un comentariu aici, ce părere aveți despre informațiile care vi le voi spune imediat. Mă schimb și vin din nou. Așadar, dragilor, am revenit alături de voi din nou, gata, șprițat, parfumat, echipat și gata de plecare după ce voi termina acest vlog. Ce vreau să vă spun astăzi? Niște reacții de după finală. După cum știți cei care ați fost la mine pe live aseară, am făcut live și cu Mihaela, și cu Robert, și cu Bianca. Bianca mi-a dat cerere să intru cu ea pe live. Oh, mamă! Și am aflat mai multe informații și despre alți concurenți. După cum v-am spus, Patrick, Larisa, Giulia și Cosmin, după cum bine ați văzut, au intrat în casă. Degeaba a încercat doamna Andreea să spună că să nu-i privească altfel ceilalți concurenți, cum că ar avea un avantaj sau ceva de genul, dar toți erau deja, da, sigur, cum să nu, pentru că e evident că vor avea avantaj. Asta este, nu comentăm noi absolut nimic. Despre fete, pot să spun că sunt câteva fete frumoase, dar asta voi discuta în alt vlog. Acum vreau să vă povestesc reacțiile de după finală. Am văzut că toți au intrat pe live, câteva persoane, câțiva dintre ei mi-au dat și mie cerere să intru. Am intrat cu Mihaela, după cum bine ați văzut, era foarte, foarte fericită, foarte plânsă, după cum a spus ea înainte de final, foarte bucuroasă. Vreau să vă spun din tot sufletul că și eu m-am bucurat pentru ea și mă bucur și voi că ați susținut-o. S-a văzut că este un suflet bun și a meritat din plin să câștige. Și după cum a spus și așa a confirmat, vom face un vlog împreună, niște reacții și vă vom povesti mai multe acolo. O să pregătesc ceva foarte, foarte frumos pentru voi. Am auzit că și alți din Casa Iubirii vor să facă podcasturi sau ceva în genul. Vreau să menționez aici că prima dată a fost ideea mea și eu am fost cu ideea și eu am anunțat pe live-uri prima dată, așa că, na, nu e nicio problemă, este loc sub soare pentru toată lumea, puteți să ne vizionați pe toți. La urma urmei, din foști concurenți, devenim și noi susținători ai emisiunii, telespectatori ca și voi. Așadar, am intrat cu Mihaela, ați văzut acolo, era foarte bucuroasă. După cum ați văzut pe story-urile mele, am desfăcut și o șampanie, da? Și am închinat un par de șampanie pentru victoria ei. Mi-a fost urât să văd că celelalte fete, adică aproape toate fetele, în afară de Larisa, nu au felicitat-o. Larisa a jos pălăria pentru lucrul acesta. Totuși este, nu știu, un traseu, s-a terminat și la urma urmei e bine să strângă mâna toată lumea cu toată lumea. Din partea lor a fost urât că nu au felicitat-o. Bravo, Larisa, ce pot să spun mai mult. Am intrat și cu Robert, însă în momentul în care am intrat cu Robert nu prea am putut eu să spun multe chestii. După cum bine știți, eu am rămas într-o relație foarte bună cu Canal D.U. Poate pe viitor vom mai colabora, nu știu, mi-aș dori din tot sufletul să mai colaborăm. Am iubit proiectul Casa Iubirii, cu bune și cu rele. Eu iau doar plusurile oriunde mă duc și mi-a plăcut foarte mult experiența, însă el fiind foarte revoltat și foarte supărat, am și înțeles de ce. Că era faza cu voturile publicului, pentru că el a fost anunțat după finală că este în finală și finala era deja filmată, deci nu toată lumea știa că el e în finală și nu avusese timp să voteze. Poate avea șanse să fie favoritul publicului la emisiune și atunci deja câștiga el premiul, dar da, a avut un pic de dezavantaj față de ceilalți. Înțeleg frustrarea românașilor și înțeleg și supărarea lui, însă eu nu vreau, repet încă o dată, am fost acuzat de anumiți susținători că vai că eu nu vreau să spun adevărul, că nedreptate, că nu știu ce, nu e treaba mea, dragilor. Eu nu vreau să-mi creez dușmani așa din nimic. Înțeleg că sunteți supărați, îl înțeleg și pe el că e supărat, dar eu nu vreau să discut despre asta. Eu dacă intru pe live, vreau să fiu lăsat în pace și să nu fiu întrebat eu de emisiune. Eu despre emisiune și lumea de acolo am de spus doar lucruri bune, le mulțumesc frumos și le aștept telefonul să mă contacteze pentru un nou proiect. Așadar, asta a fost cu Robert, în rest mi-a făcut plăcere să mă joc cu el, mă voi mai juca, vom mai face meciuri.
După aceea, ca să vezi și ca să nu crezi în momentul în care a rămas singur, am primit cerere de la nimeni alta decât Bianca! Da, măi, Bianca mi-a dat cerere, vă dați seama, incredibil așa ceva. Și în momentul în care am intrat, din start a intrat pe mine și m-a luat cu întrebarea cu unde mi-e coletul, că n-am primit coletul cu pălincă de la Oaș, că n-am primit coletul. Mă voi duce la București în curând pentru că am de dat examene la facultate, așadar sunt în al doilea an, dau examene, nu m-am lăsat, mă duc tot înainte, eu ce încep trebuie să și termin. Și dacă vrea să dea 100 de lei pe un litru, eu o să-i duc o cutiuță, da? Așa moca nimica. nimica. Și am fost plăcut surprins să văd că a apărut și Ionuț în peisaj. Adică, da, momentan ei doi sunt bine, sunt împreună și, Doamne ajută-le, ce să zic mai mult? Într-adevăr, o înțeleg și pe aia, înțeleg toate frustrările și supărările, să stai 2 ani acolo și să privești tot de pe scaun cum altcineva ține cecul. Într-adevăr, cu toții dacă am fi fost acolo, și eu la fel, vă spun că greu aș fi putut să privesc așa ceva. Bravo ei că a putut, eu plecam de pe scenă, v-ați luat câștigătorii, gata, am plecat, mă duc acasă. Așa, am mai auzit și că Radu spunea pe live-uri că Cristina nu i-a răspuns după emisiune și din astea eu știam, am primit niște informații cum că Radu a sunat-o pe Cristina chiar în dimineața următoare a emisiunii și aceasta nu i-a răspuns la telefon. Eu cred că apropierea lor dinainte să se filmeze finala din ultimele zile a fost strict pentru emisiune, a vrut și Cristina să câștige, nici măcar m-a felicitat-o pe Mihaela, deci era clar că era foarte, foarte ofticată. Și asta este, era normal să nu-i mai răspunde și să nu-l contacteze. Am văzut și eu că a declarat ea pe un live cum că și-a dat seama că nu se potrivesc. Serios, acum ți-ai dat seama. Asta a fost doar pură strategie și da, ok, poate nu pe față sau ceva în genul, dar na, fiecare a avut de câștigat. Am mai văzut și că Vlada cu Anthony s-au mutat împreună în București. Wow! Deci cei doi probabil cum n-au fost acceptați în sezonul 3 au zis să își dea o șansă unei relații. Bravo lor, sper să-i țină și să fie împreună. Ce să zic, am văzut că s-au mutat împreună, au avut acolo explozie de oameni, 20.000 de oameni pe live, pentru că ea a apărut așa din senin acolo și a surprins pe toată lumea. Bravo lor! Într-un final, consider că toate merg înainte, la fel ca și sezonul 1, sezonul 2 va deveni istorie. Am văzut concurenți noi, nu știu de ce mi se pare un picuț așa, da, nu știu, mai ciudăție așa un picuț, dar nu vreau să-mi dau cu părerile numai așa dintr-o dată și o să încep și o să mă uit așa un picuț mai mult. Sunt și fete frumoase, sunt și băieți ok, băieții din sezonul 2 cu siguranță vor face ravage acolo, Patrick și cu Cosmin. Iar noi nu ne rămâne decât să comentăm de pe aici, de pe margine, frumos, într-un stil, nu știu cum să zic așa, educat, într-un stil cu manieră, într-un stil corect și într-un stil care să prezinte cei 7 ani de acasă, pe care eu consider că i-am și voi, susținătorii mei, consider că i-aveți la fel. În momentul în care este o critică, și eu știu să accept critica, toată lumea trebuie să știe să accepte critica, dar spusă într-un mod productiv. Da, nu-mi place părul tău pe partea stângă pentru că simt că ochiul ăla ți se mișcă așa și ți-ar sta mai bine pe partea dreaptă. Ok, hai că încerci pe partea dreaptă, vedem cum e. Da, mai ai dreptate, uite-mi, stătea mai bine. Dar, na, despre asta este vorba. Așadar, urmează surprize mari, urmăriți vlogul acesta, distribuiți-l, dați-mi și subscribe, vă rog eu, abonați-vă la canal pentru că mâine sau poimâine voi posta vlogul cu Q&A, voi răspunde la toate întrebările voastre pe care mi le-ați scris pe Instagram și după, acum, pentru că s-a terminat emisiunea, după cum vedeți, am făcut și acel TikTok cu Mihaela, o voi invita aici să facem un vlog despre emisiune cu întrebări picante! Așa că rămâneți alături de mine, dați-mi un like, vreau să văd dacă acest vlog ajunge la 1000 de like-uri, dați-mi un like, un comentariu acolo, o abonare și urmăriți-mă pe toate rețelele de socializare, deoarece vă voi crea content frumos. Vă pup din tot sufletul, vă doresc o zi de colecție și e momentul să mă duc la sală! Sper că vă place cum v-am tuns, vă mai arăt odată. Așa, 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 așa. Uite, am și un buchet de flori aici. Vă pup din suflet, haideți la o ciocolată. Gata, gata, nu mai pup în cur, gata. Pupici.